deja vă mulțumesc pentru prezență. Pentru că astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Ștefan, doresc ca în numele conducerii Ministrului Afacerilor Interne să urez celor aproape 500.000 de români care își trebează onomastica un călduros la mulți ani. Așa cum v-am anunțat zilele trecute, pentru mini-vacanța de Crăciun, conducerea Ministrului Afacerilor Interne a dispus ca în fiecare zi să fie mobilizați peste 25.000 de angajați, cu 4.000 mai mulți decât anul trecut, care să aibă în atenție siguranța cetățenilor, precum și verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară. Pe parcursul acestor zile nu s-au înregistrat evenimente deosebit de grave, climatul de liniște publică fiind menținut la nivelul întregii țări. În ceea ce privește numărul de infracțiuni, se continuă trendul descendent al ultimilor ani, în a doua zi de Crăciun, de exemplu, fiind sesizate cu 50% mai puține infracțiuni decât anul trecut. Ieri au fost prinși în flagrant 109 autori de infracțiuni, care au săvârșit 112 fapte penale și au fost depistate 9 persoane date în urmărire națională sau internațională. De asemenea, polițiștii au acordat o atenție deosebită drumurilor pe care se pot produce accidente grave. În urma acțiunilor desfășurate în data de 26 decembrie, au fost reținute 247 de permise de conducere și 57 de certificate de înmatriculare. În ceea ce privește limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul întregii țări, în ultimele 24 de ore, s-au desfășurat aproximativ 1200 de acțiuni punctuale de control, care au vizat peste 77.000 de persoane, 3800 de operatori economici, 143 operatori transport persoane și aproape 8200 de obiective de interes, dintre care 2600 restaurante, fast-food-uri sau terase. La acțiunile de control au participat aproximativ 6200 de polițiști, 4300 de jandarmi, 1000 de cadre ISU, 180 de polițiști de frontieră și 2000 de polițiști locali. De asemenea, la verificare au fost prezenți reprezentanții autorităților publice locale, de la NSVSA, de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor și de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. În urma acțiunilor de verificare a modului în care sunt respectate măsurile de protecție sanitară, au fost aplicate aproximativ 4.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 835.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor, respectiv 3.060, au fost aplicate pentru neîmpurtarea măștii de protecție. Totodată au fost aplicate 32 de sancțiuni pentru nerespectarea distanțării fizice și 11 pentru nerespectarea măsurilor privind carantina sau izolarea. Pentru nerespectarea restricțiilor privind circulația persoanelor, au fost aplicate 963 de sancțiuni contravenționale în valoare de 300.000 de lei. De asemenea, față de 14 persoane, ieri s-au început cercetările pentru zădărnicirea combaterii bolilor. În ultimele 24 de ore, la linia Tel Verde 0800-100-165, la care cetățenii pot sesiza situațiile de încălcare a măsurilor de protecție sanitară, au fost primite 8 apeluri. Dorim să mulțumim în continuare cetățenilor și operatorilor economici care au înțeles că prin responsabilitate și un efort comun putem opri răspândirea virusului SARS-CoV-2. De altfel, și principalul obiectiv al acțiunilor Ministerului Afacerilor Interne este protejarea sănătății românilor și nu aplicarea de sancțiuni contravenționale. Vă mulțumesc!